Bun, o iau puțin de la început pentru cei care n-au văzut filmulețul anterior și hai să încerc să vă spun, pentru că toată lumea se plânge că nu știe ce are de făcut atunci când începe afacerea, adică care sunt primele obligații, primii pași obligatorii pe lege atunci când deschizi o firmă. Încerc să o fac acum în câteva minute. Și am spus, bineînțeles, 1. Trebuie să vă faceți două ștampile, cel puțin două ștampile. Și repet, chiar dacă mulți dintre voi spun, și bine că spun, așa este, că nu se mai folosește ștampilele, sunt foarte multe instituții, sunt foarte multe entități particulare care cer, într-un fel sau altul, ștampilarea contractelor sau a unor declarații. Deci este bine să faci cel puțin două ștampile. Pe prima dintre ea treci numărul, adică fiecare ștampilă câte faci trebuie să ai pe ștampilă câte un număr. De regulă numărul 1 la administrator și restul la contabil și unde le dai, pentru că fiecare trebuie să răspundă de ștampila respectivă. Dar spuneam două ștampile. Apoi, obligatoriu trebuie să te duci la un birou de notariat unde să faci o procură către o persoană desemnată. Și aici este foarte important să înțelegem. Relația agentului economic, relația ta cu statul român, cu ANAF-ul, se face prin intermediul unui contabil. Contabilul trebuie să fie membru CECAR. CECAR este o asociație a contabililor și care le asigură într-un fel sau altul responsabilitate și profesionalism. Așa ar trebui, ipotetic. Deci membru CECAR neapărat. În procură, el se obligă și tu îi dai dreptul să aibă relație fiscală cu ANAF-ul. Depunere de documente, declarații, scoatere de certificate și altele. Deci doar așa. Acum relația cu ANAF-ul între agent economic este electronică. Și atunci pentru asta trebuie un membru CECAR, cum spuneam, un membru contabil, pe care tu trebuie să-l împuternicești printr-o procură notarială. 3. Te duci la bancă și o rezolvi cu capitalul social. Este clar că mulți spun că nu mai este nevoie de mare capital social, cum înainte 200 de lei. Și bineînțeles, contul IBAN. Contul IBAN este contul deschis la o bancă pe care ți-o alegi, o bancă puternică, sugerez eu, europeană chiar, unde îți deschizi un cont IBAN, contul în care tu vei primi și din care vei face plăți către stat, către servicii, către terzi, salarii sau ce vrei tu. Deci cont IBAN se numește. Apoi, la trezorerie, pentru fiecare sediu deschis, chiar dacă n-ai activitate, de exemplu la sediu social, trebuie să-ți iei registre unice de control, RUC, mai pe scurtătură. Da? Registru unic de control. Registru unic de control pentru fiecare. De exemplu, dacă ai sediu social acasă, îți trebuie un registru. Dacă ai un punct de lucru la alt punct, la altă adresă, trebuie și acolo alt sediu, mă scuzați, alt registru unic de control. Și, bineînțeles, pentru fiecare punct, sau dacă ai activitate la beneficiar, de asemenea, îți trebuie un registru și acolo. Deci câte puncte de lucru, atâtea registre, plus registru pentru sediul social. Deci câte puncte, o grămadă de registre. Bine, nu sunt scumpe, vreo 30 de lei costă un registru, dar dacă nu-l ai, amenzile sunt destul de serioase, de la 5.000 de lei în sus. Ăștia sunt primii pași. Apoi să nu uităm de autorizări. Fiecare activitate economică, pentru că întâlnesc mai multe discuții, am uitat care eu aici, întâlnesc mai multe discuții pe tema asta, că sunt activități care nu se autorizează. Toate activitățile economice din țara asta se autorizează. De exemplu, la Horeca, la un restaurant, îți trebuiesc 15 demersuri plus 2, adică 17 cu totul, demersuri de autorizare și avizare, de la mediu până la drept de autor, Credidam, UPFR, UCMR, ADA, primărie, DSV, DSP, adică sunt vreo 17, nu 17 autorizații, 17 demersuri, avize, manual HCCP, sunt multe lucruri concrete. Iar la sediu, dacă ai sediu social cu activitate, trebuie să-l declari la primărie. Cam astea sunt lucrurile importante de făcut în primele 30 de zile. Și apoi trebuie să ai multă energie să faci față. Nu uita, te rog, să ții un contabil bun, un sesemist bun și ai grijă cu cine te asociezi.